mare pentru mine să particip la decernarea diplomelor cel mai bun columbofil din această asociație. Am primit cu mare bucurie invitația pentru a dedica cuvinte mari și a sărbători împreună cu dumneavoastră această premiere. Vă mulțumesc tuturor pentru prezență. Faptul că sunteți astăzi aici ne demonstrați că vă place această latură frumoasă a columbofililor. Credeți-mă că și eu am fost împreună cu dumneavoastră la această expoziție minunată pe care dumneavoastră ați organizat-o și am fost impresionat. Am fost impresionat și pentru că acolo am văzut foarte mulți copii și ar trebui să ne aplecăm asupra acestui fapt, să-i atragem mai mult pe acești tineri, că până la urmă dânsii vor fi cei cărora le vom preda această ștafetă. Și aici vorbeam cu colegii dumneavoastră de la Târgoviște și au fost de acord să facem această expoziție generală pe care ne-o dorim cu toții. Eu aș numi-o chiar o gală a columbofililor, unde noi cu drag vă primim și eu vă voi fi alături. Vreau să felicit conducerea acestei asociații pe domnul Nedelcu Gheorghe, pe domnul Pădurea Vasile, pe domnul Costea Victor, pentru implicare, pentru seriozitate și profesionalism în organizarea competițiilor, în organizarea expoziției pe care dumneavoastră ați realizat-o. Vreau să vă mulțumesc dumneavoastră, dragi crescători de porumbei. Știm cu toții că nu este ușor să ai o crescătorie în ziua de astăzi, pentru că necesită cheltuieli și numai dumneavoastră știți cum reușiți să păstrați această crescătorie. În rest, vreau să vă bucurați de sprijinul meu. Raportul de activitate, și aici se vede foarte clar că aveți un raport de activitate foarte bogat, mă face să vă susțin în continuare, să aveți sprijinul meu și în următoarele competiții. Și de ce nu, această asociație a dumneavoastră columbofilă să fie din ce în ce mai mare. Vreau să le mulțumesc celor care de curând s-au înscris în această asociație columbofilă. Ultimul înscris este domnul Stan Ștefan, aici e prezent. Vârsta de? 79 de ani. Deci, la vârsta de 79 de ani, domnul Stan Ștefan a hotărât să vină în asociația noastră. Și haideți să-l aplaudăm și să-l mulțumim. Așa cum a spus și domnul Costea, mi-aș dori să facem această gală, să demonstrăm tuturor că zona aceasta a columbofililor este iubitoare de frumos, este iubitoare de, cum să spun, acest sport minunat pe care cu toții îl îndrăgim. În rest, vreau să vă urez tuturor succes în activitate, să vă obțineți diplomele și cupele dorite în întrecerile pe care dumneavoastră le veți avea în viitor. Vă mulțumesc! Să decernez premiile. Încă o dată vă mulțumesc că ați venit în lor așa mare. Țin, în primul rând, datorită sprijinului, după cum știți, domnul George Pistol, cu cotizație plătită, este membru al Asociației Columbofile Bufta. Și nu numai acum, și după mandatul, și chiar dacă nu va mai fi primar, tot membru nostru va fi. Pentru că a fost alături de noi, iubește porumbeii. Nu știu dacă mulți știți dintre dumneavoastră, porumbeii din curte hrăniți de dânsul și nu e așa. S-au mulțit Așa. Și ținem toții din partea noastră a tuturor, vă mulțumim că ne-ați sprijinit întotdeauna. V-aș ruga data viitoare să nu mai progresați cu înălțimea cupei. Dacă eram în locul dumneavoastră, era aceeași cu foamea. Era suficientă și o diplomă. Încă o dată vă mulțumesc pentru tot. 5 minute înainte. Înainte să încep să decernez cupele, Chiriac. Da. Vă rog frumos să încep să înaintezi diplomele.
Cheamă-l pe Europa. Nu, pe Europa. Băi, tu asta încep și le...